cauza este că avea apă în magazin. Încercăm, încercăm. Am înțeles. Încercăm și cu cultură că... Hai. Deschide ăla, ai deschis? Băi, să-l deschid. Ne spune și nouă două ori? Vă spun. 20. Vă spun. Ne spuneți de unde este această apă? La fel. Apa care s-a acumulat în curtea societății SC Sorstea provine de la ploile torențiale și după terenurile agricole din partea de nord a societății noastre. Datorită ploilor abundente, această apă s-a acumulat în curtea noastră. Este a doua oară când se întâmplă acest lucru în decursul anului 2015, dar a trecut a fost în martie anul acesta. De când vă chinuiți că a fost acest apă? De sâmbătă dimineață. Am anunțat la apelul de urgență 112, au intervenit pompierii, au scos o parte din, din apă, după aceea apa a refulat și a început să crească în mod constant. Mai sunt șanse să crească sau mai vine de... De unde vine această apă? Deci această apă vine din partea de nord a societății noastre, după terenurile agricole. Și ea mai vine în continuare? Acum stagnează pentru că o ținem constantă datorită pompelor care lucrează. Sunt trei pompe de la ISU, mai sunt două pompe de la ANIF. Și unde o deversați? Într-un canal care duce mai departe în alt canal și de acolo în canalul Sturza. Deci nu este nimic, cum să vă spun, amenajat. Cândva odată, din ce am înțeles, a fost un canal de importanță economică, dar datorită proprietărilor care s-au făcut peste acest canal, noi nu mai avem acces nici cei de la ANIF să facă lucrări de, de secare, de eliminare a apelor pluviale. Noi am făcut demersuri, am fost în, în audiență la prefectură, am denunțat această problemă și am insistat să se rezolve, să găsească o variantă operativă, nu o variantă care să dureze ani și ani. Pentru că la un moment dat s-a zis că se încearcă o identificare a proprietarilor de teren, să le ceară acordul, astfel încât să poată să facă un canal de scurgere. Dar până acum n-am primit niciun răspuns. Am mai făcut o adresă la prefectură, la fel am rămas fără răspuns și nu ne rămâne decât să apelăm 112 când avem această problemă, dar nu este o rezolvare. Societatea noastră are contracte de colaborare cu clienți externi. Riscăm ca aproape 1000 de salariați să rămână fără locuri de muncă în condițiile în care noi nu reușim să ne livrăm produsele la timp conform contractelor care le avem în derulare. Vreau să vă prezentați. Marcel Cărăușu mă numesc, purtătorul de cuvânt a SC Sorstea SA. Nu, era fost când am fost la viață la cultură, nu făceam adică. Și am avut discuții și cu aia de la ANIF. Că faci, nu avem voie. Pe SIMA, deci nu dat ai. SIMA a început să lucreze.